Stejarul din Borzești, de Eusebiu Camilar. Ștefan cel Mare îndrăgise plaiurile Moldovei încă din copilărie. Îi plăcea să se joace cu copiii răzeșilor. Toți îi spuneau Ștefăniță sau Ștefănucă și era bucuria lor când venea prin părțile trotușului mic. Îndesat, sprinten și ager, nu-l putea nimeni întrece în aruncarea săgeților către ulii. Avea ochii albaștri, părul inelat, purta și zale ușoare și niște pinteni frumoși. Așa îl aducea părintele său, Bogdan Voievod, dinainte, pe șa, arătându-i frumuseți și bogății pe întinsurile patriei de la Suceava în jos, dar lui Ștefan îi plăceau cel mai mult împrejurimile Borzeștilor, unde se afla un stejar uriaș, rotund în coroană, gros cât să-l cuprindă 4 oameni. Acolo se aduna Ștefan cu copiii de prin partea locului. Toți dădeau chiote că s-au întâlnit, îndată începea joaca. După ce se minunau de dibăcia lui Ștefan la săgetarea ulilor, prindeau să se joace de atâtari. Se despărțeau în 2 cete. Cei din ceata lui Ștefan erau moldoveni, cei din ceata a doua erau tătari în frunte cu puiul de răzeș Mitruț. Pe vremea aceea, Moldova era pământ al năvălirilor. Veneau tătarii și îi pârjoleau până și iarba. Erau arse satele și cetățile. Oamenii erau legați cu juvățul de gât și duși la robie. Când bătea vestea rea dinspre vadurile năvălitorilor, s-aprindeau focuri pe dealuri, căci așa era ștafeta de pe atunci a moldovenilor, se aprindea un foc mare tocmai pe prut în culmea unui deal mare și îl tăreau alți pândari de pe alte dealuri. Și așa, focurile se aprindeau unul după altul, din deal în deal, până sub pădurile Sucevei. Așa afla domnul de primejdie. Își adunau oștile de țară și oștile în leafă să țină piept cumpenii. Dar tătarii erau mai tari și nu mai avea pace sărmana Moldova. Oamenii fugeau în codru și în munte, în timp ce sămănăturile ardeau și satele erau șterse de pe fața pământului. Era în ziua aceea un văzduh limpede ca lacrimă. Înfloriseră trandafirii sălbatici și sulfina. Era vremea când cântă toate păsările câmpului, când țârie din niște ușoare strune miile de gâze de prin fânuri. Ciocârliile umpluseră văzduhul de cântare. Glasul copiilor din Borzești s-amestecau cu glasurile păsărilor și parcă era ziua aceea un imn închinat frumuseților nemuritoare ale firii. Deodată prima ceată de copii, în frunte cu Ștefăniță, s-a ascuns la pândă într-o pădurice. Cealaltă, în frunte cu Mitruț, s-a ascuns după un deal pe unde năvăleau de obicei tătarii cei adevărați. Apoi s-a arătat Mitruț ca un han tătăresc ce se prefăcea că este, iscodind cu ochii împrejurimile stejarului. La un chiot al lui, copiii s-au aruncat în năvală, umplând valea de veselie a strigătelor. A ieșit și ceata lui Ștefăniță din pădure și săgețile de trestie vâjiau ușurel, întrecându-se cu bâzâitul bondarilor. Bătălia a durat aproape un ceas. Tare era Ștefăniță, tare și Mitruț, dar până la urmă Ștefănița a ieșit biruitor. Prins între niște lănci de trestie, ca un han tătar, Mitruț a fost duș la județ în fața puilor de moldoveni. Așezat pe un butuc sub stejarul cel ramuros, Ștefănița a prins al judeca strașnic, întrebându-l: de ce-i calcă țara? De ce ucide copiii? De ce dă foc satelor? Nu se pot apuca năvălitorii de munca pământului să nu mai fie spaimă pentru țara Moldovei? Întrebându-l, Ștefănița își limpezea de fapt primejdea tătarilor și necazurile oamenilor. Își strânse pumnii. În lungul obrazului alunecă o lacrimă, întâia lacrimă de ciudă. Văzuse cu ochii lui sate arzând și carele Moldovei în pribegie. Văzuse și corbi zburând spre stârvurile oamenilor. Zărise și tătarii pe un deal, departe, și în urma lor cerul era înroșit de focuri. Asta era întâia amintire a voievodului despre tătari. De ce? A întrebat încă o dată Ștefănița, așa de curând încât
Mitruț aproape că și-a pierdut firea, iar ceilalți copii au stat din râs. De ce calci pământ străin, han nelegiuit? Ce pedeapsă îi se cuvine pentru că a năvălit în țară străină? Să îi se reteze nasul, a spus unul. Nu, e prea puțin, a răspuns Ștefăniță. Să îi se scoată ochii. Nu, e prea puțin. Atunci spânzurat să fie de amurile stejarului, a spus altul. Și Mitruț nu mai putea de bucurie că va fi legat cu frânghiile de subsori și urcat sus, sus, cum nu mai urcase niciodată. Copiii și-au desfăcut cingătorile, apoi și le-au legat una de alta. Toți râdeau și chiuiau, numai Ștefăniță stătea încruntat și tăcut ca un adevărat judecător al năvăritorilor. Așa, a spus el, în timp ce copiii ceilalți îl trăgeau pe Mitruț în sus. Mitruț râdea și bătea din palme. L-au urcat până la jumătatea stejarului și l-au lăsat în leagănul ușurel al vântului. Deodată, cum râdea el așa și se legăna, s-a uitat spre depărtare. A îngălbenit. Glasul i-a pierit în gât. Abia i-a izbutit să strige. Tătarii! Vin tătarii! Vin tătarii! Și se uita cu groază cum vin tătarii cei adevărați în galopul cailor cu ataganele în dinți, cu șomoiaguri aprinse în vârful sulițelor. Coborâți-mă repede! Vin tătarii! A strigat el a doua oară, dar copiii au luat-o la fugă spre sat țipând. Tătarii! Tătarii! Au prins să bată clopotele de furtună. Oamenii apucau spre codruri și făcau paia afumas la capăt. Furcile, coasele și topoarele gata de apărare. Pretutindeni se auzeau țipetele copiilor și ale femeilor. Tătarii! Vin tătarii! Și băteau mai tare din clopote. Tătarii năvăleau într-o trâmbă lungă și în urma lor corburile urcau până în înălțimi, amestecate cu fumurile satelor aprinse. Cum au ajuns sub stejarul din Borzești? Hanul năvălitor l-a zărit printre ramuri pe Mitruț, aproape mort de spaimă. Ce-i facem copilului din stejar? A întrebat un ataman. Tragem cu sulițe în el! Nu! A răspuns hanul. Dacă trage careva în el vreo săgeată, îl ucid. De ce? S-au mirat tătarii. Pentru că pe acest pui de moldovean vreau să-l ucid eu. Fac rămășag că-l nimeresc drept în inimă cu prima săgeată. Să vedem! Au spus celelalte căpetenii și cetele s-au așternut pe vale în priveală. Vie-ți milă! A râcnit Mitruț când hanul a întins arcul, dar n-a mai apucat să spună nimic, căci o săgeată l-a nimerit drept în inimă și l-a omorât. Apoi, trâmba a sărit pe cai, a pornit galop din foc satelor, ucigând și prăpădind toți spre Suceava în sus. În vremea asta, Bogdan voivod galopa spre munți, ținându-l pe Ștefăniță dinaintea lui. Se lăsase întunericul. Cărarea codrilor urca. Niciodată să nu uiți fiul meu, îi spunea voievodul. Copilul din Borzești trebuie răzbunat. Niciodată n-am să uit, tată, niciodată, a răspuns Ștefăniță. Pe Mitruț am să-l răzbun eu cu mâna mea. Dacă trăiește hanul până cresc eu mare, îl spânzur de stejarul din Borzești. Așa să faci, i-a răspuns tatăl său. Ca să se învețe în minte să nu mai omoare oameni nevinovați, să nu mai calce pământ străin. Și Bogdan voievod i-a grăit toată noaptea la un schit din munte, arătându-i prin cuvânt de foc că apărarea pământului străbunilor e cel mai sfânt lucru al vitejilor. N-am să uit, tată, am să răzbun sângele lui Mitruț și al sărmanei noastre Moldove. Pârjolul urca tot înainte din țara de jos, spre cetatea de scauna Sucevei. Ardeau pădurile, ardeau câmpiile. Norodul legat în funii apuca drumul robiei. Astfel necăja Moldova acelor vremuri. Dar cu cât Bogdan voievod îmbătrânea, se ridica Ștefăniță ca un stejar tânăr.
Nu uita nici în somn moartea îngrozitoare a lui Mitruț. Cum și-a pus pe frunte coroana Moldovei, întâi a vrut să facă rânduială dinspre tătari. Nu le-a călcat pământul și a trimis oameni să-i întrebe, se liniștesc sau nu. Că prea s-a încruntat lumea de atâta sânge și năvăliri. Îi sfătuia cu domolul, după firea moldovenească, să se lase de pradă, să se apuce de lucru ca oamenii Moldovei, căci cu prada n-au să ajungă departe. Să afle banul că țara are domn tânăr și viteaz și va fi vai și amar de cei ce-i vor mai călca hotarele. Hanul a primit cuvântul lui Ștefan cel Mare cu mânie strașnică. A scrintit: auzi, câinele! Cum îndrăznește să-mi trimită astfel de cuvânt mie, hanul lumilor? Cu buzduganul am să-i zdrobesc dinții! Am să-i tai limba cu paloșul să nu mai poată grăi așa! E tânăr și are cu tezanța tinereții, i-au spus atamanii. Să învățăm o leacă minte, dar ar fi bine, măria ta, să rămâi în cort, căci ești tot ostenit de bătrânețe. Nu! A răspuns hanul, dând poruncă oștenilor să se pregătească. Mă duc să-l învăț minte pe puiul acesta cutezător! Și astfel, iar s-au aprins focurile de veste din deal în deal, de la prut până la zidurile Sucevei. Răzeșii țării de jos s-au strâns la Borzești, în preajma vadului mare al năvălitorilor. A coborât și Ștefan cu țara, de cum i s-au adus vestea de cumpănă. Într-o noapte, cerul s-a făcut roșu cât țineau zările. Ardeau satele și câmpiile. Puținii pământeni scăpați cu zile veneau îngroziți, rânduindu-se în boastea voievodului. Ca să-i amăgească pe tătari spre Bordești, Ștefan a trimis înaintea lor o oaste de harță, care se ivea din păduri, tăia în dușman și iar se făcea nevăzută în singurătățile hârtoapelor. Tot așa, zi cu zi, hanul urmărea oasta de harță până ce într-o dimineață a zărit stejarul din Borzești. A rămas pe gânduri. Parcă mai trecuse pe aici în tinerețe, nu? Ia să-și aduc aminte. Aici te-ai dovedit cel mai de seamă săgetător, i-a spus un ataman bătrân. Ți-aduci aminte? Da, da, mi-aduc aminte, a răspuns hanul. Și în clipa aceea a auzit buciumele și cornurile de luptă ale Moldovei. Bătălia cumplită s-a încins cât ai scăpărat din ochi. Valea s-a umplut de nechezăturile cailor, de pufniturile scuturilor. Luceau lâncile, zbârnăiau săgețile. Ștefan cel Mare își deschide drum spre inima bătăliei către han, izbind în stânga și în dreapta cu buzduganul, strigând: izbiți, feciori, pentru răzbunarea lui Mitruț! Unde-s răzleșii din Borzești? Izbiți, răzeși! Deodată a ajuns față în față cu han tătarul. O lovitură de buzdugan i-a repezit paloșul din mână. Îl putea ucide din a doua lovitură, dar l-a luat în pieptul calului și l-a cârduit deoparte. În vremea asta, oștile cotropitoare fugeau mâncând pământul. Apoi, pe la sfințitul soarelui, moldovenii s-au așternut la hodină pe coasta dealului. Acum să-l judecăm pe han tătar, a strigat Ștefan cel Mare în fața cortului așezat sub stejar. Ce moarte să-i dăm, răzeși? Să-i scoatem ochii, au bubuit mii de glasuri. Să-l trecem prin sabie, au bubuit altele. Nu, a răspuns Ștefan cel Mare și s-au umezit ochii, amintindu-și întâmplarea praznică din copilărie. Nu, răzeși, căci am eu cu acest lup al pustiei o socoteală. Han tătare, ți-aduci aminte? Tu l-ai ucis pe Mitruț între ramurile acestui stejar. Ridicați-l, fecior, în funie! Apoi, după ce năvălitorul și-a primit pedeapsa, 3 zile și 3 nopți au stat oștile moldovene în petrecere. Astfel
se răzbuna Ștefan cel Mare asupra năvălitorilor, ținându-le pofta de pâine străină. Sfârșit.